Selina cred că e cea mai competitivă. Cred că e în stare să sugrume șoferul ăla ca să meargă mai tare. Pe bune, da. Și am simțit că dacă îi lăsăm să plece ai doilea, o să fie un pericol. Da, am făcut o greșeală, care probabil o să ne coste. Da, trebuia să îi lăsăm pe 3 sau chiar pe 4. Nu aici, mă! No, 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 no! Mister! No! No, no address! Here. Look the address! No, here! It's not here! No! Read the address, oh, mister! Aoleu! Mister! Hai, come here! El, de fapt, ne-a dus, a înțeles, că trebuie să ajungem într-un alt park center. Sukhothai! This one is Shakalai, no, it's not this one. Într-adevăr, semănau numele între ele. No, go, mai can go Sukhothai. Hai! Hai de capul meu, nu se poate. Please, mister, I don't have time. A zis că e prea departe, că nu mai poate să ne ajute. Aoleu! Și semne asta și proba lui Dumnezeu. Gata, că am înțeles. Toată bucuria aia pe care o aveam și eu în sufletelul meu, acolo cât de mică, că am plecat și noi, da? Am plecat și noi repede, zic, Doamne, în sfârșit plecăm. Ne-a dat direct shutdown. Doamne, cât de proști sunt oamenii ăștia, nu se poate așa ceva. Cât de proști să fii, bă? Să unde nu citești, n-ai de acolo ploaia? Plicul. E aici. Ți-am și zis că nu o ia bine, ți-am și spus. Și ce sunt eu de vină, te pomeni? Păi să-l oprim, dă-l naibii, că n-a înțeles. Și acum găsind în mașină, de unde să găsești? S-o luăm iar de la început, zic, cu ce am greșit, frate? Ce facem? Uite-te și tu ce se întâmplă cu autostopul ăsta pentru noi. Doamne, Doamne! You have different. Ok, can you help us, please? To find somebody? Oamenii s-au dus să vorbească, probabil că aveau ceva cunoștințe la un magazin sau ceva. Ioana zice, hai să-i așteptăm, că nu știu ce, hai să facem cu mâna la mașină, că pierdem timpul. La toate chestiile ție îți convine să stăm. Tu vezi că omul ăsta a întors în drum și sună prietenii să ne ajute? Așa, și dacă găsim pe cineva să ne ducă, ne duce. Sunt 50 de kilometri. Nu mai sunt 50, mai puțin acum. Serios, chiar vreau să ies din concurs, eu nu mai vreau să mai stau. Nu mai vreau! Nu avem ce să facem. Nu mai vreau! Nu mai vreau să stau! Ce nu înțelegi? Stau? Nu mai pot să stau! Nu mai vreau! Vreau acasă și gata! Frate, nu mi-am locul aici! Nu am noroc aici! Eu acasă la mine sunt extrem de ambițioasă și vreau să fac lucruri. Și bă, dacă eu îmi propun acum un lucru, nu știu cât de greu mi se pare mie, eu îl fac și trec peste și sunt cea mai pozitivă persoană. Chit că am cea mai mare durere în suflet, eu zâmbesc. Dar aici nu mai pot, nu mai pot să mă milogez de oameni, să mă ducă dracu cu mașina nu știu unde și stau să mă urc în mașină și nu ne mai duce. Și plecăm și a doua echipă și mai ajungem ultima, mai las. Am lăsat-o să se descarce pentru că o cunosc cum face. Au plecat, cred că toate echipele, am plecat a doua echipă, ajungem dracu ultimii. Păi ce rost are să ne mai luptăm? Până mergem noi la templu, facem o oră. Băia au ajuns, sunt la jumate de drum. Mergem să ce? Să ne aflăm și noi treabă, că am fost noi în Asia Express, nu? Da, nu mai vreau, frate. Please, we are in a race. Hello? It's a TV show, please, please. We can stay in the back. Okay. Oprim o mașină. Vorbesc și oamenii cu ei, le zic despre ce e vorba și zic, ok, hai, vă ducem. Până la urmă ne-au ajutat oamenii pentru că le-au explicat în thailandeză care e nevoia noastră. Hai, vezi că nu trebuie să pierdem timpul, stăteam mai ură după ei. Oamenii au încercat, am zis. Avem o echipă în față. A, nu, n-avem o echipă în față, avem 7 echipe. Nu, pe care o văd, Mihai. Ok. Uite, aici mai e o echipă, cred. Ia uite. Buvă, ce? A, e o echipă, erau, bă. Erau Urs, Andrei cu Vlad. I-au plecat după noi? Da. Hai, terminăm cu autostop. Totuși mă simțeam prost, mă, să stau acolo degeaba. Zic, bă, totuși am eu nervi. Dar zic, hai să continui, pentru că trebuie să nu-mi place să las lucrurile neterminate. Nu suport. I have to go here. Sukhothai. And I stay here. Park. Can you help us?
vezi? Păi am vorbit extrem de calm. N-au stat foarte mult și nici ei n-au stat să se gândească foarte mult. Au acceptat. În momentul ăla iar apăruse bucuria în sufletul meu. Ar fi bine să luăm imunitatea. Stăm cu fetele, mâncăm cu ele, avem un pahar de prosecco. Ar fi mișto. Deși am vizitat foarte multe temple de când am venit aici, nu putem să zicem că le-am vizitat cu adevărat, doar le-am văzut. Și am văzut pe afară. Noi. Cum, ce se întâmplă într-un templu de-al lor? Am ajuns la un templu foarte, așa, mai micuț, drăguț, copiat. Dar arăta foarte bine. Da. Foarte multă liniște acolo, nu prea era nimeni, era decât o fată înaintea noastră și nu ne uitam la ea să vedem ce face, cum se închină, cum... Wow! Păi, tot este așa foarte... Să-și termine rugăciunea, să nu mai intrăm peste. Da. Nu știam exact care procedura, după care am văzut că doamna făcea de 3 ori mișcarea asta cu plecăciune, iar la final era o mișcare în care efectiv cred că era ideea de purificare. Se curăța, dădea pe spate. Dădea mâinile pe spate și se ducea și energia. Și tot rău. Se... Exact. Și rămânea doar... Noi foarte atente.